La întâlnirea de la Pitești, printre invitații de onoare s-au aflat colonelul Filip Teodorescu, fost locțiitor al șefului Direcției Contraspionaj din Departamentul Securității Statului până la Revoluția din 89 și profesorul universitar Cristian Trancotă, general de brigadă în rezervă. Astăzi, colonelul Filip Teodorescu este președintele Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul Român de Informații. Suntem oameni ca toți oamenii. Nici nu speriem pe nimeni, dimpotrivă, vrem să clarificăm multe probleme care sunt neclare pentru marea majoritate a românilor. Ne facem această datorie cu toată convingerea, răspundem la orice întrebare dacă este pertinentă și fără conotații politice mai ales. Noi nu avem partipriu politice, rămânem ce am fost, o structură importantă a oricărui stat și ne facem până la capăt datoria de ofițer de informații.